Din nou împreună, dragi prieteni, ați ascultat pe Elton John, pe 12 îl întâlnim. Întrebare de concurs, pentru că organizatorii acestui concert în Piața Constituției, pe scaune, vă amintesc ca să știți că e în aer liber, dar se stă pe scaune, boierește așa frumos. Organizatorii ne-au pus la dispoziție invitații pentru cei care răspund, pentru efortul de a răspunde la unele întrebări. Întrebarea numărul 1. După a treia întrebare anunțăm câștigătorul. Întrebarea numărul 1: dacă a mai fost Elton John în România, când s-a întâmplat acest lucru? Întrebare foarte simplă. Deci, voi n-aveți voie. Nu, fără voi. Deci, pentru invitați avem alte întrebări, dar deocamdată asta este prima întrebare și așteptăm răspunsurile voastre. Va începe mâine, asta am lămurit. Într-adevăr, o foarte mare surpriză, sunt cam de aceeași generație cu doamna Angela și pe muzica doamnei sale, domniei sale, am visat, am iubit, am sperat. Mare păcat că ne ținem valorile adevărate în umbră și etalăm, aici nu știu ce vrea să spună, etalăm nu știu ce, strasuri, în loc, asta vrea să fie? Strasuri. Probabil. În loc de diamante, probabil. Da, atunci, da. Atunci la strasuri. Nu citisem înainte, sărut mâna doamnă Daniel din Vaslui. Îi sărut mâna doamnei Angela, din toate cele bune lui Ovidiu, Ozi din Mociu. Dragilor, sunteți balsam, catalizator, un ce te trimite în un șut. Poate, eu nu știu ce zic oamenii ăștia. Poate că asta vrea să zică. Deci eu citesc. Un șut, de fapt n-are ș, dar bănuiesc asta, ce te trimite pe orbita bunului simț. Foarte frumos. Foarte frumos. Da. Nu, da, eu mă sperii când văd câte un cuvânt care nu se încadrează acolo. Așa. Nu ați trăit degeaba, mulțumesc, Miron din Bacău. Bună seara, de la Câmpul Lung Muscel, un gând senin plin de respect și de aleasă prețuire pentru cei, asta am mai citit. De asemenea, am aici un mesaj lung și cred că este o fană adevărată, Gabriela Coman din Buzău, care zice: vă mulțumim pentru iubirea pe care ne-o dăruiți, vă mulțumim că ne-ați învățat să credem în minuni și în oameni buni, că ne-ați învățat să visăm, oricât m-aș strădui, nu pot găsi decât cuvinte frumoase și de laudă pentru ceea ce însemnați pentru noi, cei care vă iubim și vă înconjoară. Vă mulțumim pentru că prin felul dumneavoastră ne-ați demonstrat că noi am devenit o parte din sufletul dumneavoastră. Felicitări pentru acest cuplu plin de talent și farmec inegalabil atunci când sunt sus pe scenă. Asta denotă succesul de care se bucură fiecare spectacol. A apărut o reclamă și am ezitat, că nu știam ce se vrea de la mine. Așa? Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă, pentru că avem nevoie de dumneavoastră. Să ne trăiți, că ne trebuiți, cu drag, Gabriela din Buzău. Pe când un următor spectacol, cu toții așteptăm frumoasele vești. Răspunde Ovidiu că el știe spectacolele, dacă are ceva de spus. Păi, noi am pornit anul ăsta, am pornit în aprilie, am făcut la Petroșani, la Deva, după aia a urmat Pitești, Ploiești, urmează să facem la Piatra Neamț, la Focșani. Asta în perioada imediat următoare? Perioada imediat următoare. Ce s-a întâmplat? Și tot în formula cu voi doi și orchestră? Păi da, nu mai așa. Nu, e bine să spunem că da, oamenii, deci, uită, oamenii au impresia foarte... că voi mergeți cu CD-ul. Nu. E live 100%. Tocmai costurile sunt foarte mari. Normal. Deci oricât, deci dintr-o, țările în general au 500 de locuri în țară. Eu vreau să spun că dacă am vinde toate biletele cu 50 de lei, că atâta e prețul, n-am acoperit toate costurile. Pentru că sunt 12 oameni. Cu 12 oameni mergi? Sunt 12 oameni, cu sunet, cu lumini, cu tot ce trebuie. Nu mai vorbesc de cât ne costă sunetul, nu mai sunetul cât ne costă, nu mai vorbesc cât ne costă cazarea, transportul și așa mai departe. Dar până la urmă merită. Deci până acum a fost producătorul. Acum, din momentul acesta, intră artistul. Exact, dar nu e vorba de că merită. Deci merită, normal că merită, pentru că ceea ce ne oferă aceste concerte nu poate să ne ofere toți banii din lume. Atâta bucurie și atâta satisfacție pe chipul oamenilor și să-i vezi că vin, îți cântă toate cântecele, îți cumpără discuri. Deci e minunat ce se întâmplă. Tu și distribui cu ocazia asta, presupun că... Da, bineînțeles. Și tocmai asta spuneam, că eu am deschis o
am deschis, am lansat împreună cu partenerul meu, Angelo Calmar, care e prietenul meu de 20 de ani, am lansat o colecție de parfumuri. Ok, sunt 70 de nuanțe de femei și 40 pentru bărbați. Am făcut niște standuri personalizate, ok, se numesc, MOV cu... Tot la modul cel mai profesionist, în care se vând parfumuri și muzică. Toate produsele OVO Music sunt în acele standuri. Am deschis în București, avem două locații, la Cora Pantelimon și la Carrefour Orhidea. Acolo unde faci și lansările. Exact. Altfel, da. Și am mai deschis la Mare, în Mamaia. Deci vom fi, anul ăsta vom fi la Mare, în Casa Verde din Mamaia, chiar acolo pe faleză. Pentru că ce se întâmplă? Din păcate, discurile nu mai ajung în toate hipermarketurile și rețeaua de distribuție mare, pentru că știm cu toții prin ce criza financiară, mă rog, care s-a abătut asupra noastră și sunt foarte rău platnici acești mari distribuitori. Adică ei le au, dar nu mai le vând și banii nu mai ajung. Da. Înțelegi? Și atunci eu mă încarc, firma se încarcă cu TVA, cu impozite, cu tot. Eu plătesc la zi toate drepturile de autor și așa mai departe și drepturi conexe. Și nu mai vreau să rămân, e o vorbă românească, știi? Și așa și așa, înțelegi? Și atunci am decis, chiar dacă sunt investiții destul de mari, să ajungem în să câteva... Să mergeți voi la oameni și ei să vină direct exact la voi. Exact. Noi ne-am propus ca anul ăsta să deschidem 10 puncte de vânzare și în țară. Vom deschide din toamnă în cele 4 mall-uri din Suceava, Iași, Timișoara și Cluj. Tot aceste standuri personalizate, care o să ți le arăt, că am niște poze, sunt foarte frumoase. E bine că există așa un proiect care merge împreună cu muzica, asta contează. Da, da, și e minunat că avem deja o lună de zile de când am deschis primul stand și vreau alte să spun... Cu alte cuvinte, îl face și distribuția. Exact. Marketing, casele, distribuție și piața, exact. Piața studiată. Iar vreau să spun că parfumurile sunt foarte bune și sunt, să am zis, 70 de nuanțe de arome pentru... Mi-ai zis că ai testat cu 70 de femei și cu 50 de bărbați, am înțeles. Da, Andrei, da. Așa am zis. Și persistă minim 12 ore. Și ce se face? După 12 ore ce faci? Te mai dai cu parfum ca bun. Asta da. Eu nu mă pricep la parfumuri, da. Dar dacă tu spui, revenim la muzică prin întrebări. Dana din Iași, vreau să o întreb pe doamna Angela, cine o îmbracă atât de frumos, veșnica întrebare, cine se ocupă de ținutele dumneai și vreau să o întreb ce i-a plăcut cel mai mult în orașul Iași. Dana din Iași. Cine mă îmbracă? De îmbrăcat mă îmbrac singură. Așa. Dar dacă vorbim despre costumele care apar pe scenă și televiziune, de-a lungul carierei mele au fost câteva persoane pe care le-am căutat și am avut noroc să le întâlnesc și cu care am colaborat și, bineînțeles, voi mai colabora cât va fi nevoie. Zici nume? Dacă consider că e bine. Eu nu insist. N-am colaborat cu persoane foarte cunoscute și nici acum nu lucrez cu creatori consacrați ai noștri, pentru că eu sunt o personalitate destul de puternică și știu exact ce vreau și puțină lume se lasă să zic, influențată de ceea ce vrea. Fiecare creator își pune amprenta. Ori la mine trebuie să fie o colaborare. Și atunci, când o personalitate... Scuză-mă, da. Când mi-aduc aminte, am un creator de modă, mă rog, cunoscut, și am zis, măi, uite, Angela Similia, te-ar interesa să crezi, mă rog, nu, fratele meu, lasă-mă. Nu, pentru că zice Angela Simina, tu n-ai văzut ce rochie are, ce calitate asta. Eu mi-am zis, și tu faci lucruri frumoase. Nu, pentru că nu vreau, nu sunt. Le e frică de tine. Le e frică, da. Acum, sigur, am lucrat de la început cu persoane care aveau o experiență extraordinară și care lucrau pentru artistele de la teatru de revistă, de la operetă, deci persoane care cunoșteau bine scena și costumele de scenă. Iar apoi am lucrat cu Irina Stângă,
ce ne-a părăsit la un moment dat într-o noapte de înviere și a rămas un gol mare în sufletul meu. Și de atunci am încercat și alte persoane și lucrez cu persoane drăguțe și ultimele rochii au fost făcute de Irina Onciul, care e foarte talentată, arhitectă, dar mi-a mărturisit, mică fiind, ne-am întâlnit în casa lui Titus Munteanu și atunci ea a fost fascinată de aparițiile mele și uite că în timp mi-a zis, nu puteam să, nu vine să cred că ajung să lucrez eu frumos. Un copil care mă uitam la tine fascinată de cum era îmbrăcată și ce... Nu știi niciodată ce... Ce-ți rezervă ce se întâmplă, da, ce se întâmplă în viață. Frumos! Și e bine că ne-am lămurit și cum e cu ținutele. Vă iubesc extrem de mult, sunteți artista mea preferată, vă rog din suflet, doresc să ascult cântecul Vântul ce mi-a împrăștiat părul nostalgia. Și nostalgia. Asta lui Marian Nistor, nostalgia. Vă mulțumesc din suflet, Nina din Ploiești. În afară de Ovidiu Comunii, cu cine ați mai cântat în duet, doamna Similea? Cum au fost colaborările cu artiștii cu care ați făcut duete? De obicei, compozitorul este cel care sugera cu cine urma să cântați sau dumneavoastră spuneați, mi-aș dori să cânt cu X, întreabă Mirela. Cu, să spunem, se iau așa pe rând, cu Cornel Constantiniu am făcut un duet propus de Vasile Vasilache Junior, apoi da, compozitorii ne-au cerut să zic, să, dacă mi-amintesc eu bine, apoi am jucat în Jocul de Vacanță cu Florin Piersic și Marcel Dragomir s-a gândit la acest cuplu și ne-a făcut, ne-a compus Nufărul Alb. Am mai cântat în duet cu Marius Seicu, bineînțeles, și el era cel care propunea și cam atât. Eu cred că o să mai găsesc cam ceva. Cam atât, nu mi-aduc aminte. Acum îmi cer scuze. Nu nimic, eu că... mai găsesc ceva. Simt eu că voi mai găsesc ceva. Da, imediat. Da. Acum o să auzim un duet cu voi doi, nu? Da, Da. Și pe urmă eu fac un efort așa, și telepatic. Faci conexiunea. Și încerc să-ți mai găsesc ceva la care tu n-ai spus. Nu eu am pus întrebarea, așa că nu mă bag. Da. Dar poate găsesc ceva în plus. Ce ascultăm? Minunile sunt lângă noi. Strălucire. Uităm adesea că între noi viața-i vin și nemurire. Bucură-te că cerul e senin, că de prieteni sufletul ți-e plin și ai o șansă să închin cu omul drag în pace un pahar. Miras mai prima boare în dimineață,
început e ca o nouă viață. Sărut e foc și arde în doi. Minunile sunt lângă noi. Foarte scurt, după această piesă frumoasă care deja a fost salutată de forumiști, vă reamintesc www.andrei40.ro, intrați la topicul nopții și acolo putem coresponda. Andrei G. spune: duetul acesta rotund, armonios, modern, cred că am fi putut aspira la medalia de argint la Oslo. Apropo de Oslo, să vă întreb pe amândoi, Angela, Ovidiu, păreri despre Eurovision. Așa, rezumat. Mă las contrazisă de cine dorește, dar mie echipa noastră mi-a plăcut cel mai mult. Au fost într-o formă extraordinară amândoi, erau foarte potriviți, deși personalități clar diferite. Cred că Paula este la apogeu, a ajuns în culme, a ajuns în vârf de potențial artistic. Acum trebuie să facă foarte multe și sper că acest festival îi va da această ocazie extraordinară de a se manifesta cu tot ce a acumulat. Ea, ca femeie, e splendid acum. A cântat extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult clipul lor. În acest context nu prea a fost pus în valoare pianul, trebuia mult mai mult folosit. El, un soi de bărbat care anunță cât de mult iubește viața și femeia, dar pe de altă parte se vede că e căptușit, cu dublat, cu o seriozitate extraordinară în ceea ce face. Atmosfera lor a fost foarte bună. N-am văzut fetele, n-au prea fost, au fost eclipsate. Nu le-au filmat deloc. Da, nu s-au văzut. În ecuație. Erau dintr-o altă, dintr-un alt, da. Și lumină bună, relație bună între ei, e foarte important. Poate că din punctul realizatorilor, a regizorului de emisie, putea să să-i folosească mai mult. Mă așteptam la mai mult, pentru că ei aveau, poate au fost cei mai buni din punctul ăsta de vedere al trăirii momentului și al adevărului. Au mai fost danezii care au venit cu o piesă din care eu am recunoscut câteva părți clare dintre alte melodii. Frumușei, să zicem, dar nu la flacăra băieților noștri. Eu, într-adevăr, sunt un om care țin foarte mult. Nu mă pot uita la niciun meci de
orice sport ar fi, nu mă pot uita, dacă are importanță internațională și este țara mea acolo, nu mă pot uita. Așa și la concursul, mi-e foarte greu, dar ei erau atât de buni și știam că nu depinde doar de ei locul unde se vor plasa și atunci am vrut să văd ce am văzut în liniște și cu mare bucurie ceea ce ne-a prezentat ei. Deci un loc meritat. Eu m-aș fi dus la primul, dar noi n-aveam cum să ajungem acolo și nu o să ajungem niciodată din cauza politicii festivalului. Da, probabil că ai dreptate. O politică aici. Nu te și... pot contrazice. Da, nici nu mai cum. Lucrurile astea s-au demonstrat că din nu păcate, se da. Pot. Dacă mă întreb de partea câștigătorului, da. Cred că a fost una din puținele piese care s-au adresat tinerilor, dar este tot așa cu porțiuni preluate din altă parte și am recunoscut din perioada mea atmosferă din perioada muzicii noastre la un copil câștigătoare la da, Lena, da, da? Un copil cam prea conștient de ce s-a întâmplat cu ea, deci se vede că era sigură că va câștiga. Cam așa părea. Da, nu părea emoție de moment, era o emoție pe care ea o mima o pentru mine ca artist. Consider că asta? Da, consider că ea știa dinainte că Germania trebuie să iasă. N-am nimic împotriva piesei și nici a ei, dar ai noștri au fost mai buni. Bun. E părerea mea. Nu, și e chiar foarte corect să auzim o analiză. Sunt de acord pentru totul cu ce a spus Angela. Mi-a plăcut. Adică, întotdeauna eu am urmărit Eurovisionul de fiecare dată. Mă rog, când era în România, nu mai vreau să spun că parcă eu eram pe scenă. Aveam emoții. Acum un și... an sau acum 2 ani am urmărit împreună? Acum 2 ani. Ne-am când strâns a, nu, mai acum 3 ani, când acum... a câștigat Luminița. Luminița, da. Când a câștigat, când a luat premiul 3. Păi e un mare câștig. E un mare câștig, da. Dar mai mulți ani, vreo 5. Vreo 5 ani? Da. Așa, pai, așa da. De pe de-au trecut? Da, păi acum câteva minute. Așa da, mă rog. Ce pot să spun? Mi-a plăcut foarte mult, dar în același timp am încercat să ascult cu mare atenție și celelalte piese. Într-adevăr a fost, cred că, cea mai bună ediție pe care eu am văzut-o în ultimii 5 ani de zile. Au fost piese extrem de bune și frumoase, și interpretări, și soliști, și show de televiziune, tot ce vrei s-a văzut. Sincer să fiu, îmi doream ca în România să... Nu mă așteptam, sincer, nu mă așteptam la locul 3, chiar nu mă așteptam. Cum nu mă așteptam eu ca Olanda să vină atât de slab. A fost o surpriză, nici mă, n-am văzut. Aia era 80-istă cu totul, da. Chiar 70-istă. Chiar 70-istă, da. N-am văzut, am văzut concursul și după care eu a trebuit să cobor să cânt. Așa, și? Pentru că eram la Vatra Dornei și a trebuit să cânt. Și azi, nu știai punctajul. Nu știam punctajul și eram disperat. Pe nu știu cum am redus din program doar ca să ajung să văd ce s-a întâmplat. Deci, ce a spus Angela, să știi că e o opinie destul de aproape de ce simt România. Mi-a plăcut și echipa, trupa de rock de pe locul 2, ce s-a plasat pe locul 2, Turcia, pentru că a avut o regie extraordinară. Eu am perceput prezența lor ca un tablou de Dalí. Au cântat bine și muzica lor era frumoasă. Nu făcea o notă discordantă. Deci de n-a tot, fost ca data trecută cu finlandezii care au șocat. S-au încadrat în linia generală a festivalului. Ce vreau să zic, echipa care a însoțit România și-a făcut treaba foarte bine. Exact. Deci au făcut un lobby extraordinar. Și Marina a fost foarte prezentă. Și crezi că a contat lobby-ul acum? Păi întotdeauna contează. Eu te întreb, dar crezi, normal că... Păi vezi că au fost 50% juriu și 50% public. Și ce? Asta e o regulă? Păi da. Nu știu, întreb și eu. 50 juriu, păi normal că 50 juriu, dacă ei au făcut ce trebuie acolo și au făcut, mă rog, au fost... Deci întreb, crezi că a contat și lobby? Normal că e primul lucru. Dom'le, eu întreb. Da, eu vreau să a contat, pentru că... Nu întreabă pentru el, asta sugerează. Andrei, te rog să mă crezi. Eu nu am nicio clipă, nu mi-am imaginat că Germania va câștiga.
Nici uite, o clipă. Angela a simțit. Dar după nu aia numai mi-am că... dat seama, mi-am dat seama că totuși Germania este singura țară care cât de cât e stabilă. Și sunt din alea patru mari. A, exact. Și care se au bani. Cam supăraseră. Exact. Și se cam supăraseră că de mult n-au mai luat. Deci n-au luat nimic, a venit săraci. Un rând. Să... Cine mi-a plăcut, mie foarte tare, mi-a plăcut Belgia, da. Mi-a plăcut Armenia. Frumos, da. Și... Era și frumoasă. Da, era. Erau... Ce să spun, o femeie frumoasă și un glas. Mie mi-a plăcut și... Ucraina. Nu. Ucraina, da. Fata aceea singură, blondă. Da, blondă. Da, care aia deci dacă era stai, o... la fiecare piesă a avut ceva de spus. Mai rar să vezi o competiție cu 25 de cântece, fiecare cântec să aibă ceva de spus. De asta mi-a fost atât de frică, nu vreau să vă spun pentru noi. E când am văzut că am luat... Păi cu atât mai mare performanță. Extraordinar. Dar știți care a fost șansa noastră? Că au fost mai multe țări votante decât participante. Păi da, da, asta și unii cele spun care... că e rău. Nu, eu zic că nu, pentru că atunci de aceea am luat foarte multe punctaje de 7, de 5, de 7, de 6, în sensul care s-au, că cineva a calculat s-au adunat. Fără celelalte care n-au fost finaliste și ieșeam pe locul 2. Deci dacă elimin voturile țărilor nefinaliste, deci până la 39, de la 25 la 39, noi am fi luat locul 2. La două puncte sau trei de prima clasată. Deci chiar cu regia respectivă de Germania trebuie să noi am fi fost pe locul 2. Și eu tragedia așa era dacă eram pe locul 1, ce făceam? Era o oarecare preocupare. Tragedie. Da. Era tragedie aici. Schimbam 5 guverne până acolo. Era tragedie. Da. Bun. Oricum, am pregătit o surpriză pentru Angela și pentru tine, că nu știu dacă tu mai știi. O colaborare absolut extraordinară cu... Dar noi l-avem și în albumul meu, dacă te referi la Ștefan Iordache. Da, da. L-avem chiar pe albumul lumea am mea. Căutat să găsim și în Cardex să fie și n-am acolo. N-am știut că l-aveți în Cardex, de aceea asta nu e, l-am spus. E mare bucurie că avem. Spune-ne două cuvinte despre această colaborare. Pentru că a fost una... Colaborarea cu Ștefan? Da. Mi-e atât de dor de Ștefan că nu vă puteți imagina. Este un om, un artist dublat de un om cu totul special. Sau a fost un artist? Nu, este. Este. Acum e înger. Un om care era titan, nu? Că el era un titan. Nu m-a lăsat nicio clipă să simt lucrul acesta. M-am dus foarte... emoționată la repetiții, deosebit de emoționată și de încărcată de teama că nu pot să că nu am voie să fiu alături de el, că vin erai timorat de chiar timorat, într-adevăr lui. Numai că el a știut și cred că e din firea lui nu întâmplător se spune că artiștii mari sunt cei mai modești și cei mai generoși. Nu deranja cu nimic. Venea cu două, trei ore înainte de începerea spectacolului. N-avea ce să facă. O artistă trebuie să ducă de vreme, pentru că machiajul ea, pregătirea ea, nu. El venea să-și pregătească starea, rolul. Și de fiecare dată m-a surprins în scenă. Asta nu înseamnă că era același și că nu avea momente de joacă ce nu erau trecute în scenariu. Dacă venea mama mea în sală și mama venea des în sală, totdeauna inventa niște replici special pentru ea, pe care ea le gusta și eu auzeam, după râsul ei, auzeam că într-adevăr ea a știut că pentru ea a fost acea replică. Era o persoană liberă. Râdeam ce puteam să fac. Era o persoană deosebit de liberă, dar și preocupată. Preocupată de, într-un fel, rob al rolului, al scenei, al scândurei, nu al succesului, al adevărului. Foarte frumos spus. Ascultăm acest duet, de fapt un extras dintr-un spectacol care conține multe piese cu voi doi, chiar acum.
noaptea în palma mea și te gândești la ziua ce va veni, ce va aduce viața și oare ce va fi în clipa care mâine va urma. Ca un condor trec pe geana orei nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar ca într-o zi din nou să cobori? Tu nu vei uita că ai zburat cândva ca un condor. Câteodată seara și tu mă alinți zâmbind. Am pus la scara vieții o treaptă în plus. Cu fiecare clipă mă înalți mereu mai sus și infinitul în palme îl cuprind. Ca un condor trec pe geana unui nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar ca într-o zi din nou să cobori? Tu nu vei uita că ai zburat cândva ca un condor. Trec pe geana unui nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar ca într-o zi din nou să cobori? Eu nu voi uita, nu vei uita că ai zburat cândva, am zburat cândva ca un condor, 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 ca un condor. Psihologul muzical este disponibil pentru dumneavoastră la 021 312 1054 sau 021 31 23 558. Adresa de mail care vă stă la dispoziție este andreipartos54@yahoo.com. Să adăugăm și numele de SMS și apoi citim rapid mesajele care s-au mai adunat. Să nu se supere forumiștii că nu le citesc pe toate. Le mulțumesc și lui Phoenix pentru că întreabă de un concert la Craiova. Când mergeți la Craiova? Asta vrea să știe. Vă spun numerele imediat. 0727-340575 și 0767-677-543. Al treilea număr este cel pe care îl puteți folosi constant, celelalte două să le uitați după ce se termină emisiunea, 0748-887-766, întrebare când a mai fost Elton John, dacă a mai fost în România, rămâne valabilă și o să vă adresez și o altă întrebare, tot întrebare de concurs. Întrebare de concurs pentru cei care iubesc arta și creația celor doi din studio, pentru că Ovidiu a venit cu un set de CD-uri, de să mă uit ce le dăm oamenilor, pentru că trebuie să știu despre ce vorbesc. Mai e unul. Așa. Trebuie să le iau pe toate. Pentru că Ovidiu vă va face cadou produsul care urmează să apară. Deci, vinerea viitoare. Aș vrea să ne spuneți care este primul CD produs de casa OVO Music. Am băgat în ceață. Aici nici tu nu știi să răspunzi. Ba da. Da, bine, să-mi dai înscris, răspunsul ca să pot să văd. Adevărații fani vor obține. Deci asta e, nu fără semne că se vede. Nu faci nevoie semne. Suntem controlați permanent? Da. Suntem ca în Orwell, așa, cu
Așa, bună noapte, radio. La fel le doresc și invitațiilor dumneavoastră, care sunt de mare valoare atât în țară cât și în întreaga lume. Eu vă doresc multă sănătate și vă spun în mod solemn, mă simt obligat să vă ascult până la final. Și totodată spun la mulți ani, Nico, Chiță Prisecaru din Onești. Îi mulțumim. Mulțumim. Am o întrebare pentru cei doi invitați. Aveți vreo piesă pe care în momentul în care ați ascultat-o în casa compozitorului v-ați gândit asta va fi un șlagăr cu siguranță, dar să nu prindă la public așa cum vă așteptați, dar invers, s-a întâmplat să aveți dubii, să ezitați, dar publicul să o primească extraordinar? Ionela din Baia Mare. Da, da, s-a întâmplat, sigur. Am zis că nu există ambele variante. Nu există o rețetă. DVD cu Angela Simila există? DVD n-am făcut. Încă nu. Și? O să încercăm să... Vă gândiți, pardon. O să încercăm ca în toamna acestui an spectacolul pe care îl organizăm la Sala Palatului. Uite, chiar asta era întrebarea. Pe când un concert la Sala Palatului care să fie înregistrat și scos pe DVD, întreabă Elena. Da, încercăm. Îți citește gândurile. Încercăm să... Da? Deci anul ăsta vor fi două evenimente foarte importante în toamnă. O să începem cu Galileo Ovo Music, care, mă rog, se vor desfășura tot așa, cu toți artiștii pe care eu am produs. Așa. Unde toți artiștii vor fi invitați să cânte, să ne încânte. Iar după aia, în noiembrie, vrem să organizăm 40 de ani de carieră Angela Simila și va fi un spectacol cu totul special. Și atunci se va naște și DVD. Pe care o să-l producem noi, acel spectacol, o să-l filmăm, o să-l punem pe DVD. Asta e important, să ținem aproape ca să putem informa asupra pregătirii. Sunt atât de multe lucruri care trebuie să le facem și te rog să mă crezi că pur și ai simplu... agenda? Să-ți dau agenda? Nu am agenda. Deci cum deschid laptopul, mi-apare primul lucru, mi-apare ce trebuie să fac. Deci îmi dă așa peste cap. Dom'le, nu te plânge, că nu tu faci cu drag și asta. Nu mă plâng, dar de multe ori te rog să mă crezi că de câte ori se mai termină cât un eveniment, știi, zic, uite-mă că l-am dus la bun sfârșit. Am reușit să-l fac. Am reușit, da. Ei, avem și repetiții. Aproape, deci înainte să plecăm în turneu, aproape în fiecare zi făceam repetiții. Câte 4 ore pe zi. Așa. Eu dimineața mai făceam și muncă de, mă rog, producător și așa mai departe, după aia la repetiții. Normal. Nu vreau să spun ce e. Dom'le, dar e frumos, să știi. E foarte frumos. Aveam și spectacol. O să te trezești la o anumită vârstă, tu câți ani ai? Eu am 42. 42 fac în ianuarie, nu am 40. O să te trezești la 45 de ani, că ai făcut atâtea lucruri încât o să zici, domnule, trebuie să mai fac încă puțin și pe urmă mă retrag. Să nu mai fac nimic la patru. Nu, să zic, da, domnule, nu mai fac nimic. Ai făcut foarte mult și foarte bine. El s-a îndrăgostit de ceea ce face. Sigur că da. Nu, dar dacă n-ar spune, nu s-ar simți bine. El o face cu sufletul, o face cu drag. La un moment dat, când se aglomerează, mai prezentăm, de exemplu, acum... Auzi, vină cu scaun cu tot, ca să nu-ți mai fac eu semn să vii aproape. Așa. Cred că cea care suferă cel mai tare este Cati, soția lui. Ea nu suferă, nu. Toată preocuparea ta. De câte ori pe an vă vedeți? Păi nu, că ne vedem, că eu am studio vis-a-vis de casă. A, și vă faceți cu mâna de la vine fereastră? Ea vine acolo. Să mă hrănească. Vine să mă hrănească. Salut mâna, doamne, foarte mare înțelegere. Vine să mă hrănească. Și îmi dă telefon, ce faci, vii să mănânci? Nu. Nu vrei să mă aduci aici? Bine, hai că vin. Păi da, mă, dar e bine așa. Adică e frumos, pentru alții te-ar invidia. Și nu cum curtea șanse. Este tot timpul plină, așa. Vă dați seama ce mese. Adică aduce acolo pentru toată lumea. Păi normal. Da, normal, dar nu pot să mănânc singur, nu știu ce era să uite la mine. Nu, dar nu-mi cade bine. Eu nu pot să mănânc singur. Hai să un alt secret al meu, secret, mă rog. Eu nu pot să mănânc singur. Te rog să mă crezi. Dacă bunica. Dacă soția mea pleacă din București și rămân singur. Tu nu mai mănânci. Frigiderul este intact, nimic. Nu mănânc nimic. Dacă fructe, un măr, o... Adică ești răsfățat, mă. Hai să mă... Nu sunt răsfățat, da. Nu. E, cum nu? Asta se cheamă răsfățat. Dar nu știu, dacă așa se cheamă, atunci așa, sunt răsfățat. Asta e termenul științific. Un răsfățat, da. Uite, că Angela se ferește să spună, dar ar spune-o la fel. Eu simt, uite. A, nu, că nu-l iert. Da. Dacă am ceva de spus, nu, Angela. De asta zic, dar acum n-ai spus că ești delicată, dar am spus și eu în locul tău. Da, conversația voastră. Mă scuzați. Sunteți tare, aveți o activitate bogată, vă iubim, să ne trăiți mulți ani fericiți, Andreea și Andrei din Iași. Veți fi anul acesta pe scena Festivalului Cerbul de Aur, Constantin Ionel întreabă. Se discută ceva în direcția asta? Nu. Cu noi nu.
cu voi nu. Mulțumesc pentru Sacrifice la Vinea Bandei Timișoara, cu mare plăcere. Vă mulțumim pentru emisiune. Trebuie să aduceți mai des valorile muzicii ușoare în casele noastre. Vă pup, Angela Simina și pe Ovidiu să, și bănățenii. Vă iubesc, Lucia Periam, din Periam Timiș, presupun. Îndrăznesc să-i amintesc Angelei de duetele minunate cu regretatul Ștefan Iordache. Iată că am procedat în avans. Apoi de cel cu Ștefan Bănică Junior. Iubește sincer, spune Cipriana, da, micuța Cipriana. Da, da, da. În a doua jumătate a secolului 20, în România a plouat numai cu mari artiști. Tânăra generație, cu ce se ocupă, de ce nu le urmează exemplu? Am observat că juniorii muzicii românești au numai interese meschine, spune Vali din Suceava. Aici nu putem comenta pentru că nu știm exact ce interese au, poate ne anunță și pe noi. Vă ador pe amândoi, spune Eli din Cluj, 28 de ani, sunteți stari, Angela este solista mea preferată, iar Ovidiu este solistul meu preferat. Vocile voastre de aur sunt mereu un balsam pentru mine, felicitări, succes în continuare, Florica, localitatea Frumușica, județul Botoșan. Cristian din Brașov, vreau să-i dedic doamnei Simila o piesă, Angie cu Mick Jagger. Ia uzi. Așa, o puteți difuza. Mulțumesc. Nu știu dacă o putem difuza, dar facem un efort, cine știe, poate găsim. Bunicuța Elena ne scrie, Just Love îi spune bună dimineața, mi-am adus aminte de ediția din 23 iunie 2007. Atunci am trimis un mesaj în care scriam că mă pregătesc să dau examen la bacalaureat, iar doamna Angela Simila mi-a transmis că îmi ține pumnii. De atunci au trecut aproape 3 ani, parcă ar fi fost ieri. Și Lavi este din nou în examen, dar deja în anul 3 sau 4. Da, da. Bravo, Delfinaș scrie, cum se simt invitații dumneavoastră, niște valori adevărate, când piața muzicală e inundată de atâtea nulități, care sunt doar niște, mă rog, cred că a vrut să zică pițipoance, dar eu nu știu ce înseamnă, fără voce. Știi cum ne simțim? Nu le ascultăm. Și nu avem contact cu așa ceva. Noi suntem izolați, noi avem concerte. Bine, dar apar destul de insistent la televizor. Dar adică, nu ne uităm la televizor. Tu crezi că avem și vă anunță cineva să nu vă uitați acum? Dar nu ne uităm. Se cunosc. Alo, Angela Benz, închide televizorul. Au apărut. Se cunosc canalele ce... Da, asta e adevărat. Deci nu... Poluarea nu există. Iar dacă mă uit, mă uit la știri. Când am timp, mă uit la știri. Dimineața văd. Păi da, apar și ala acolo. Asta e că nu, la știri nu, nu stau eu la știri mondene. La știrile... Nu, știrile obișnuite. Obișnuite. Bun. Cele dureroase, Emilia, lansate de blonde. N-am fost atent exact la întrebare, dar aș mai adăuga, uite că și Emilia adaugă și Direcția 5. Ai colaborat și cu Direcția 5? Am cântat o piesă de-a lor. Uite, și cu Rareș Dragomir am văzut o piesă odată într-o emisiune a lui Horia Moculescu. Și dacă nu era vorba doar de soliști, Corina Chiriac, a opta minune, mi-ar plăcea să ascult această piesă. Ați colaborat, ați avut un duet, voi două? Da, sigur. Da. Deci, iată, copiii știu tot. Apropo de mi-am duete... Mi-am permis să anunț numai bărbații. Da, corect, corect. Iubește sincer, ne spune și alții. Delfinaș din Olanda era spiritul Bezeneului în anii 70. Turcii au fost, după Paula și Ovi, favoriții mei. Mi-a mai plăcut piesa Armeniei și a Ucrainei, prea elaborată pentru Eurovision, piesa sârbilor, Bregovici, într-adevăr, a fost o ediție cu multe piese bune. Deci oamenii sunt de aceeași părere cu tine. Așa că este. A fost o ediție frumoasă. Mulțumesc pentru În zbor sau Ca un condor. Nu sunt foarte sigură de titlul corect. Care e titlul corect? Păi nu știu, că tu știi. Pe acolo scria În zbor, cred, nu? Pe magnetofon. În zbor, da, în da? Zbor. În zbor era. Sigur. Era În zbor, așa rămâne. Andrei Gere vine și comentează și el. Citesc de aici celălalt mesaj și apoi difuzăm o altă piesă. De ce ați acceptat să mergeți la acces direct? Întrebare. Nu mi-a plăcut atitudinea moderatorului atunci, a avut întrebări stupide. Mi-aș dori să nu mai mergeți la astfel de emisiuni. Iată ce scrie. Hai să-ți spun cum a fost povestea cu acces. Eu am ratat direct. Momentul pentru asta că... e pentru producător. Tu ai deci, fost? Da, deci n-ați fost împreună. Ba da, am fost împreună. Am fost împreună. Am avut o oră de emisie. Așa. O oră de emisie, iar am înțeles că s-au făcut niște aprobări, s-au cerut niște aprobări ca să schimbe formatul emisiunii. Adică deci, să promovați. Deci într-o oră, ca să nu intervine decât un singur moment publicitar și să nu frumos. Intervine alte, mă rog, cum să pițipoance sau nu știu. Cu totul deci a fost iar abordare formatul. Deci, mie mi s-a părut, mie nu mi s-a părut, Mădălin, că a fost obraznic, ba din contră, s-a abținut cât a putut și s-a văzut
clar că era profund emoționat de apariția. Și la fiecare întrebare pe care mi-a pus-o și care a fost percepută ca, să zicem, nepotrivită, la fiecare această întrebare, ori înainte, ori după, își cerea scuze. Deci era totuși deci un moderator să respecte formatul emisiunii. Cât de cât trebuia să în ceva să atingă. Deci, hai că dacă asta, formula asta n-am știut. Da, asta, da. N-am prins ediția, dar acum bine că știu. Deci zic o porcărioară și mă zic, mă scuzați, din formatul meu. N-a fost porcărioară. Mă gândesc la tehnică. N-a fost obraznic, dar din moment ce doamnă sau domn a pus întrebarea, nu? Hai să văd dacă semnează. Nu, n-a precizat, dar... A, Gelu, uite că e un domn. Așa, sunt convins că i-a făcut uite, o... pentru mine ca fan, adică al vostru, a fost o ediție foarte nereușită. Deci, lui nu i-a plăcut. Acum e dreptul vostru să percepeți lui i-a plăcut, probabil că nu-i place emisiunea, și atunci da, e... Posibil. Mă rog, e unii vă percep subiectiv la locul vostru într-un anumit spațiu, alții acceptă oriunde. Știi, important e să vă vadă. Andrei, din când în când... Trebuie să faci și pasul ăsta. Noi ne-am promovat turneul, de fapt. Să vă povestesc ceva. Un prieten al soțului meu l-a rugat foarte mult pe soțul meu de ziua lui să meargă unde își petrecea ziua și să le cânt celor de acolo câteva cântece. Și m-am gândit-o de mai multe ori, până la urmă am spus da, cu atât mai mult cu cât nu cântasem de foarte multă vreme. Și în timp ce cântam, îi vedeam pe toți foarte stingheri. Și i-am întrebat, da, vă deranjează prezența? Pentru că o percepeam foarte puternic. Vă deranjează că... Zice, și cineva de lângă mine îmi spune, nu mă așteptam să vă vedem aici. Și atunci eu răspund clar, da, de ce nu veniți la spectacol? Frumos. Din momentul acela s-a schimbat atmosfera, n-a mai trebuit să cânt pentru că... au redevenit prietenii și așa. Vedeți, apropo de percepție. Da, pe locul. Da, da, contează și locul. Da. Avem răgaz de o piesă, o să facă semn Mona dacă e momentul să și anunțăm. Atunci mai citesc rapid pentru că e o piesă scurtă. Tu știi ce ați pregătit? Ce ai pregătit? Da, Trenul galben fără cai. Și de ce? Am înțeles că piesa va căpăta din nou încărcătură modernă, da. Adică va fi folosită în metrou. Da. În caz că merge. Metrou, da. Așa. Deci așa, Ștefăniță din Ploiești, faceți ce faceți și nu mă lăsați să mai dorm vineri noaptea. Muzica este ca un parfum ok. Vă mulțumesc pentru această minunată noapte. Da. Deci vezi, oamenii foarte deja frumos te bagă în poezia foarte contemporană. Frumos. O să devii subiect de poezii. Bunicuța Elena, este o seară de vis. Mulțumim că i-ați invitat pe cei doi și vreau să-i dedic Angelei, asta mai cercetăm dacă se poate dedica. Înainte de a difuza piesa, să precizăm că piesa figurează pe albumele editate exact, de da. Obum. Sigur că da. Pe anii 80. Oamenii care au ratat volumele 1, 2 și 3 le pot găsi în magazine. Și tu ai o adresă de site unde pot interveni oamenii? Da, ovomusic.ro. Așa. Și, mă rog, acolo și... pot avea toată, da, tot catalogul casei de discuri. Ovomusic.ro. O ascultăm pe Angela. Fără cai, fără unde aș vrea să mă mai...
făceam viteză de galop, n-avea stație și niciun stop. Hop, hop, hop. S-a vorbit atunci de el ca despre lucrul cel mai cel. Deci, e firesc clar în